Domnul Iisus i-a botezat cu Duhul Sfânt pe Cristian și Minodora. Vorbirea lor e clară și acum vreau să le dau cuvântul. Dacă au ceva de spus, să ne spună nouă și mă bucur pentru ei. Slăviți să fie Domnul! Ziua aceasta a pregătit-o Domnul. Și de când ne-am trezit, au început piedicile. Dar am știut că se merită. Știu că Dumnezeu lucrează, binecuvântat să fie numele Lui. Pentru că El este întotdeauna la cârma vieții noastre. De cum am intrat pe ușa, am simțit prezența Duhului Sfânt. Am știut că Duhul Sfânt este aici, slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Amin. Slăvit să fie Domnul. Vineri seara ne găseam la o seară de rugăciune. Și acolo Domnul mă înștiințează că luni trebuie să ajungem la Crasna. Am zis, poate n-am auzit eu bine vocea. Și de trei ori m-a înștiințat Domnul. Și când am ieșit de acolo, i-am spus la Cristi, zic, luni noi trebuie să mergem la Crasna. Și el îmi spune, unde să mergem luni? Că nu cred că este rugăciune. Nu știu, zic, dacă Domnul m-a înștiințat așa, înseamnă că este rugăciune. Și am intrat pe grup și am văzut că este rugăciune. Slăvit să fie Domnul!